Un avocat pro-european în vârstă de 66 de ani și un veteran al vieții politice, Anastasiades, l-a înfruntat pe Stavros Malas, un candidat independent susținut de către comuniști care domină guvernul în exercițiu. Cu puțin timp înainte ca rezultatele definitive să fie publicate pe site-ul guvernului, Malas a susținut un discurs în care și-a recunoscut înfrângerea la cartierul său general de campanie. Anunțarea rezultatelor alegerilor a fost salutată de un sunet de claxoane la Nicosia, iar o mulțime s-a reunit în fața sediului partidului DC, pe care Anastasiades îl conduce începând din 1997. Prezența la vot în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Cipru de duminică a fost de 80,71% față de o prezență ușor mai mare în primul tur, de 83,14%.